Respectele mele, doamnelor și domnilor, și bun venit la A Patra Putere. Suntem într-un impas din mai multe puncte de vedere, dar cel economic este cel mai angoasant, cel care va da o boală pe care mulți dintre noi o parcurgem, dar nu știm că o avem. Suntem virusați cel puțin de anxietate, adică frica de dar nu știi ce se întâmplă în viitorul apropiat, nu știm ce se întâmplă mâine. Vorbim de sărbători de Pascale, da, ok, hai că ne-am rezervat, știm unde plecăm, dacă atacă. Dar ce se întâmplă de luni încolo dacă se întâmplă ceva care creează un accident în drumul nostru în viață? Problemele care sunt generate în ultima vreme, post-pandemice, să le spun așa, sper eu să-i dispară din vocabularul nostru, sintame cu care ne-am obișnuit timp de 2 ani de zile, COVID, virus, pandemie, epidemie, restricții și așa mai departe. Problema este că intrăm într-o altă fază, poate mult mai periculoasă decât criza sanitară. Suntem în plină criză economică, alimentară, de energie. Se vorbește din ce în ce mai des despre un iminent conflict global. Doamne ferește, sper să nu se întâmple așa ceva. Dar sunt lucruri care ne dau viața peste cap. Și indiferent cât de bine pregătiți sunt unii dintre noi din punct de vedere al educației vieții, cât de bazați suntem din punct de vedere economic sau financiar, tot avem această angoasă că poate interveni un accident, poate interveni ceva care să ne dea întreaga viață peste cap. Cei mai mulți dintre noi, și mă refer la români, trăiesc undeva la limita decenței, nu la limita existențială a subzistenței, deși sunt foarte mulți dintre români care se culcă seara nemâncați, din nefericire mulți dintre ei sunt copii. Bine, nici noi nu suntem foarte vrednici, așa cum ne descriu poeții și scriitorii clasici români. Ne-am puturoșit, nu mai vrem să ieșim din casă decât pentru niște sume astronomice. Există o uriașă criză a forței de muncă. Foarte mulți dintre români au preferat exodul, locuri mai calde din punct de vedere financiar. Și acum, practic, noi așteptăm să vină să muncească pământul cine? În construcție este o criză de personal, în agricultură de asemenea și în foarte multe ramuri ale economiei. Pentru a învăța ceva, nu din punct de vedere didactic, nu, vorbim despre învățături de viață ale unuia care este unul dintre cei mai populari profesori din colegiile din Ploiești, un tip foarte popular pe Facebook, cu foarte mulți urmăritori. Îl urmăresc și eu și îmi face onoarea să vină la A Patra Putere timp de 45 de minute pentru a discuta despre, pentru a ne da niște sfaturi de viață în aceste perioade, în această perioadă de timp crâncenă. Profesor de științe economice Liviu Drăghici, vă salut, domn profesor, bine ați venit. Vă salut și eu, mulțumesc pentru prezentare. Recunosc că acum am emoții de două ori, odată datorită faptului că suntem la aceeași masă, eu urmărindu-vă de ceva vreme pe la diverse televiziuni de-a lungul timpului, și în al doilea rând că după prezentarea asta așa frumoasă pe care mi-ați făcut-o, ați ridicat un pic standardul și atunci va trebui să fac eforturi să mă ridic. Eu v-aș ruga să fiți cel pe care l-am cunoscut pe Facebook, fiindcă noi e prima oară când ne vedem față în față. Vă urmăresc pe Facebook, îmi place modul în care dumneavoastră ați reușit să depășiți niște șabloane educaționale, să nu transformați copiii proprii elevi în niște analfabeți funcționali, și părerile de pe forumurile, de pe paginile dumneavoastră, realmente sunt niște recomandări. Adică eu aș vrea ca fiica mea, de exemplu, să aibă numai profesori care reușesc să o scoată din paginile cărții și să învețe viața așa cum este, fiindcă aveți și experiență de antreprenor, ați avut experiență de angajat într-o multinațională, ați lucrat la Vodafone o perioadă, sunteți proprietarul, administratorul Anticafe? Sau? Administratorul, de locație e chiar în locație, chiar chirie. Și cea mai mare parte a timpului o dedicație elevilor pe care aveți la acest liceu economic, la acest colegiu, cum se numește? Lazare de Leanu? Virgil Magiaru este cel economic și liceul economic din Ploiești. Și liceul tehnologic Victor Slăvescu, cel de la care mai e că din la de la Gara de Sud. Gara de Sud. Milkov, cred că se numește strada, nu mai știu exact. Bun, cei care au de-a face, cu siguranță îl cunosc. Vreau să vă pun în fața următorul scenariu, domn profesor. Noi am depășit 2 ani foarte ciudați, 2 ani în care, indiferent cât s-a muncit în sistem bugetar, în sistem de stat, veniturile nu au fost schimbate, nu au fost diminuate, că munceai de acasă, era telemuncă, că
nu aveai un deadline pentru anumite lucrări, erau deci cam la 2 pe 4 cum ar veni. Oamenii au economisit foarte mult neavând pe ce să cheltuiască banii. Dar, corect, totul bun. Era închis, concedii. Nu mai... avem concedii, nu avem mall-uri, nu avem cinemauri, restaurantele cu program ciudat, nu mai contează. Oamenii au reușit să strângă niște bani, fără un efort deosebit. Consumerismul a scăzut automat, a scăzut practic și economia. Bun. Noi în clipa asta avem foarte mulți bani, cel puțin bani economisiți. Mă refer la aproximativ 1.400.000 de angajați în sistemul bugetar. Ceilalți din piața privată, de asemenea, au câștigat, dacă au muncit, dacă nu au muncit, nu mai contează, cert este că au pus niște bani deoparte. Au reușit, practic, să facă aceste cumpărături. Să-și permită concedii, vacanțe extravagante în raport cu cele pe care le petreceau, lucruri mai bune de calitate în raport cu ce cumpărau înainte de pandemie. Dar iată că vine acest șoc. În prima fază a venit șocul scumpirilor energiei. Avem energie electrică și energie și gazul. Ulterior, combustibili. A crescut carburantul în ultimele 30 de zile și după aceea, de fapt, cam în același timp, s-au scumpit materiale de construcții, care au generat, practic, o creștere a prețului metrului pătrat finisat. Da? Dat în... Și pentru toate produsele, pentru că energie electrică, gaz, combustibili, ai în costul de producție sau în costul de transport pentru absolut orice. Nimic nu merge fără curent. Exact. Sau fără motorină, de exemplu. Bun. Și în actualul context, schimbându-se și obiceiul de consum, ce ar trebui să facem noi astfel încât, neștiind pentru ce perioadă se întinde această uriașă criză și inflaționistă, ce ar trebui să facem ca noi să resimțim cât mai puțin efectele acestor multitudini de crize? Păi sunt două aspecte. E aspectul psihologic pe de-o parte și aspectul financiar pe de-altă parte și o să le iau pe rând. Din punct de vedere psihologic, așa cum afirmați în debutul emisiunii, problema e că nu știm ce va fi. Nu știm cât va dura acest război, nu știm ce va fi după aia, cum se va termina și atunci se creează o incertitudine pe care am avut-o, dacă vă aduceți aminte, și la începutul pandemiei. Am închis școlile când aveam câteva cazuri pentru că nu știam ce înseamnă efectiv COVID. Și ajunsesem în ultima perioadă să trăim cu scenarii roșii și așa mai departe. Cam așa e și contextul de acum. Oamenii nu știu ce urmează să se întâmple. Și aici avem singura soluție să facem scenarii. Da? Scenariu pesimist, scenariu optimist și scenariu probabil. Pesimist, ce s-ar putea întâmpla? Doamne ferește, așa cum ziceați la început, să fie o conflagrație mondială și să intre mai multe țări în jocul ăsta. Și atunci, da, e rău pentru toată lumea. Ok, cât de probabil este să se întâmple asta? Păi, nu știu, facem pe o scară de la 1 la 10, analizăm ce-i de analizat. Scenariu optimist, mâine se retrag oamenii de acolo, se încheie o pace în avantajul sau în dezavantajul cuiva și revine viața la normal. Sau scenariu probabil, o să mai mergem în sistemul ăsta încă, nu știu, unii zic până pe 9 mai, alții zic că o să fie ceva de durată, nu știu. Dar noi e important să ne pregătim din punct de vedere psihologic pentru toate trei variantele. Bun, acum trecem un pic în sfera financiarului, pentru că de aici am plecat cu întrebarea. Aici sugestia cea mai la îndemână pentru toată lumea este să reducem pe cât posibil cheltuielile. Acele cheltuieli inutile, să le eliminăm. Care sunt cheltuielile inutile pentru cea mai mare parte a românilor, domn profesor? Că au iaut pe unii oameni dând sfatul la televizor, așa cum poate veniți dumneavoastră, și dau sfatul românilor, mai reduceți cheltuielile. Sunt oamenii, mulți dintre ei pensionari, dar în ultima etapă acestei vieți, și această etapă ar trebui să fie bună, cel puțin din punct de vedere teoretic, că oamenii ăștia au muncit 35-40 de ani să aibă o pensie decentă, să aibă un trai, nu știu, să viziteze, să se plimbe, poate nu în afara țării, să viziteze ce a mai rămas din România nevizitat, și oamenii ăia nu-și mai cumpără pastile ca să aibă cei bani pentru mâncare și pentru plata utilităților, fiindcă cei mai buni platnici ai acestor utilități, domne, au rămas consecvent cei mai în vârstă. Bun, ați dat exemplu o clasă socială cel mai vulnerabilă în perioada asta. O să revin un pic la problema pensionarilor. Aș vrea să mă refer, pentru că eu făceam referire la oamenii activi. Da? Vorbeam de ce cheltuieli pot fi reduse. Păi sunt atâtea platforme din astea de streaming
Da? Ok, poți să renunți la un abonament la o platformă de genul ăsta. Sau poți să renunți să mai, nu știu, faci naveta cu mașina la job dacă e relativ aproape. Din fericire o să vină, sper, primăvara la un moment dat, că iată din nou temperaturile sunt nepotrivite. Asta e o chestie pasageră, nu ne putem supăra pe vremea asta, este, nu depinde de noi. Ideea este că... Sau poate depinde și de noi, dar pe termen foarte lung, nu depinde pe termen scurt, vremea de activitatea noastră cotidiană. Poți încerca, nu știu, o navetă cu bicicleta, o navetă cu transportul în comun, deși s-ar putea să-mi atragă antipatia... Cu bicicleta unde, la București? Nu. La București avem... Sunt 20.000 de ploiești în care fac naveta zilnic la București. Știu, am făcut-o și eu cu toate mijloacele de transport posibile. Uite, mi se pare foarte practic să vii să lași mașina într-una dintre gări, exact, și să pleci, și după să pleci cu trenul. Cu trenul. Sau eventual 2-3 colegi care se deplasează în același loc să se urce în aceeași mașină. Noi când făceam, pe vremea când făceam eu naveta, eram 5 colegi, făceam naveta împreună, o dată pe săptămână îți venea rândul să mergi cu mașina ta, în restul celor... Are ca un CR de transport. Un fel de, da, da. Adică variante sunt. Sau poți înlocui un produs de brand cu varianta lui mai ieftină sau mai practică. Păi nu suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine? Atenție, nu mă refer la produse contrafăcute sau slabe din punct de vedere calitativ, dar... Nu, pe zbobii nu o să-i învețe absolut nimeni și probabil că își permit și din punct de vedere financiar ca să facă aceste achiziții. Adică dacă nu are eticheta de firmă și document de proveniență, nici nu se uită. Adică sunt, nu știu, poate lucruri contrafăcute, categoric, care țin oată cumpărate, nu știu, care costă 10 euro, un tricou din Istanbul, din Marele Bazar, și îl porți, îl speri de 2-3 ori și după aceea spala și la revedere. Pe când un produs identic, deci făcut de data asta de firma mamă, costă 100 de euro, dar probabil că va avea o durată de viață mult mai lungă. Acum depinde de posibilitățile de a cumpăra și... Da, acum să revenim un pic la pensionar, pentru că, din păcate, și nu numai acum, așa s-a întâmplat aproape întotdeauna, sunt cei mai vulnerabili în situațiile astea. Și exact așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt acei oameni care se străduiesc să fie corecți. Nu, oamenii ăștia supraviețuiesc, domn profesor. Ăștia chiar reușesc să supraviețuiască, cei mai mulți dintre ei. Sunt unii care au niște pensii decente, sunt alții care au niște pensii umflate, artificial create, nu prin contributivitate. Nu cred că vorbim de aceștia, da, că nu... Nu, mă refer la cei care au trăiesc într-o pensie de contributivitate, corect? Și care nu de multe ori nu depășesc valori de câte? 2.000-2.500 de lei? Da, și din păcate aici impactul e cel mai resimțit și probabil știți pensionari care, nu știu, își mai pun o haină pe ei și dau repartitoarele haine pe mai puțin, sau drămuiesc mâncarea pe care o au și se limitează la alimente din astea de bază, gen cartofi și așa mai departe, acolo e greu. Acolo e greu și nu cred că am putea la masa asta împreună. Ce le-am putea spune acelor bătrâni să facă economie la ce până la urmă? Că ei fac deja aceste economii. Au strâns deja și cureaua de pandemie, exact. Și în aceste momente când, atenție, prețurile vieții sunt de două ori mai mari decât înainte de izbunirea, de la, să zicem, de la 1 ianuarie. Da, aici nu am. Din păcate nu am o soluție și nu cred că există o soluție la nivel micro. Cred că ar trebui ajutorul să vină bine, de undeva. Bine, sunt niște vouchere de 50 de euro. Dar... Da, astea sunt făcute la nivel macro de către stat. Cred că asta, una din soluții ar fi asta. Să caute statul să îi identifice pe cei mai vulnerabili și să asigure măcar condiții de subsistență, exact cum povesteați mai devreme. Aici nu știu dacă se pune problema că de... Că plafonările există la anumite facturi de energie, de fapt și la curent și la gaze. Există niște plafonări, există niște compensări, abar n-am cum se petrec lucrurile. Fiindcă, de exemplu, eu aștept și acum factura pentru primele luni al acestui an de la furnizorul de electricitate. Și în momentul în care va apărea, trece ianuarie, trece februarie, trece marea, a trecut martie, dacă trece și aprilie și văd o factură... Păi cel mai probabil așa va fi. Va trebui să stau pe pastiluțe ca să nu mai ia cu capul. Cel mai probabil așa va fi. Și din păcate, pensionarii fac deja sacrificii. Și nu de ieri de azi, ci din totdeauna. Și... Nu să-i dăm deoparte, că oricum sunt excluși practic din viața socială de multă vreme și părerile lor nu mai sunt luate în seamă de cei care guvernează România constant în ultimii ani de zile. Hai să vorbim despre o familie, da, de tineri căsătoriți, 30-35 de ani, cu un copilaș, care, nu știu, o familie care locuiește la bloc.
marea șansă a celor care locuiesc la bloc este că în această perioadă, de fapt atâția ani de zile, există sistemul de subvenționare. Subvenționare cât o mai există și asta. Fiindcă, atenție, e vorba de o subvenție de 800 de lei pe gigacalorie, 800 de lei pe gigacalorie, care bani subvenționați de către Primăria Ploiești. Dacă această sumă nu ar fi acordată ca ajutor pentru trecerea iernii, ploieștenii, mulți dintre ei, ar trebui să-și vândă apartamentele, fiindcă nu vor putea să plătească aceste facturi. Da? Adică în loc de 600-700 de lei să plătească 2000 de lei, eu cred că e cam dificil. E dificil și, din păcate, alternativa asta a subvențiilor e un pansament pe termen scurt. Da, în perioada asta nu cred că avem alte soluții, dar în perioadele bune din punct de vedere economic, cred că ar trebui să ne gândim și la o, nu știu, eficientizare, la o creștere a capacităților de producție. Încearcă guvernul ceva cu acel program Casa Verde, prin care poți monta pe casă panoul fotovoltaic. Da. Asta e o măsură bună pe termen mediu și lung, pentru că o parte din gospodării vor avea curentul cumva produs gratis sau aproape gratis. Și atunci, pe termen lung, se vor vedea efectele. Pe termen scurt, în schimb, rămâne varianta subvenționării, dar eu personal și risc să-mi atrag antipatia unora. Eu am făcut chestia asta constant. Da, n-am nicio problemă, am luat multă carne din partea celor care locuiesc la bloc, dar nu mi se pare corect ca cei care locuiesc la case, nu sunt foarte bogați, nici cei care locuiesc la case, depinde acum de metri pătrați utili, da? Și de vechimea casei. Dar ei nu primesc din partea Primăriei Ploiești niciun ban pentru aceiași cetățeni, cetățeni care votează, care primesc. Și atunci mă gândesc, nu sunt inginer, fizica mi-a plăcut puțin spre deloc, dar oare de banii ăștia de subvenție n-am putea găsi niște soluții punctuale, la nivel de bloc sau la nivel de cartier? În afară de anvelopări, în clipa asta nu se face nimic pentru a eficientiza sistemul energetic. Exact, să consumăm mai puțin sau să producem energie termică din alte surse. Nu știu cât se poate la bloc cu pompe de căldură sau alte... Nu, pot fi montate și pompe de căldură pentru dimensiunea apartamentului respectiv. Nu sunt energofage aceste pompe de căldură. Eu am una, da, care încălzește apa în serpentine în pardoseală și este foarte eficientă din punct de vedere și al costului și al... Bun, și atunci decât să plătim subvenții pe mulți ani de acum înainte, pentru că dacă la un moment dat vom sista subvenția, ajungem la ce ați spus dumneavoastră. Nu mai bine căutăm variante să ușurăm povara pe termen mediu și lung, chiar cu riscul de a trăi greu un an fără acea subvenție? Va fi aproape imposibil pentru foarte mulți deținători de apartamente. Sunt vreo 55.000 de apartamente care sunt alimentate prin sistemul centralizat de energie de către Veolia Energie, cel puțin până acest moment, până 13 mai. Ulterior, nu știu cine va fi furnizorul de căldură, care își vor putea permite să plătească suma integrală a consumului propriului apartament. Fiindcă dacă în momentul în care se vor trezi brusc, după ce spun că încă o dată cam, nu știu, câte 2 gigacalorii pe lună de apartament, să zicem, 2 sau 3 camere, gândiți-vă că e vorba de 1600 de lei, bani pe care nu i-ar putea plăti în luna respectivă, cei care poate sunt pensionari. Poate că din comoditate, din conservatorism, nu vor să se mute într-un apartament cu 3 camere, da, unde a stat cu copiii care au plecat și au luat zborul sau cu soțul sau cu soția și au rămas singuri acolo, să se mute într-o suprafață mai mică, locativă. Bine, pe de altă parte, te mai forțează și contextul. Da, s-ar putea să nu vreau să mă mută dacă nu mai îmi permit să... Atenție, e clar că nu se aplică pentru toată lumea măsura asta. Dar subvenția la momentul ăsta, nu știu, eu nu am domiciliu în Ploiești, e condiționată în vreun fel de veniturile pe care... Nu s-a făcut nicio anchetă socială, a fost o formă de acordare a unui ajutor de căldură în perioada 2012-2016, se făceau anchete sociale, se făceau declarații pe proprie răspundere și în funcție de venitul per capita din familia respectivă, se acorda o sumă mai mare sau mai mică sau chiar deloc de ajutor pentru căldură. Acum s-a revenit practic la sistemul universal, indiferent cine trăiește în apartamentul ăla, cât câștigă, mai mult sau mai puțin, mai beneficiază de subvenții. Bun, și acum o să vă adresez o întrebare, chiar dacă nu așa ar trebui să stăm în curent de emisiune. Vi se pare normal că eu, care am salariu de profesor, plus ceva venituri din antreprenoriat, să beneficiez de aceeași subvenție ca și un pensionar care trăiește într-o pensie? Mie nu mi se pare. Da, știu. Mulțumesc. Deocamdată asta se face.
Nu am fost de acord, am avut puncte de vedere diferite de ale primarului și consilierilor locali, dar asta este, viața merge mai înainte, nu decid eu, decide consiliul local. Corect. Da? Noi doar discutăm. Ce ar trebui să mai facem în context? Am ajuns practic mai avem vreo 25 de minute. Deci suntem unde suntem în acest moment. Situația este creionată, este descrisă real sau mincinos de anumite de anumiți formatori de opinie care au tot felul de interese. Unii sunt trei decenți și cinstiți, alții au în spate, nu știu, niște forțe de astea, nu s-ar pune oculte, dar care au și alte interese din punct de vedere economice, financiare. Am consimțit. Practic, obiceiul de consum s-a schimbat de pe vremea pandemiei. A fost o perioadă destul de scurtă, da? Până la izbucnirea conflictului din Ucraina. A fost o perioadă în care lumea a angajat concedii. Lumea a angajat tot felul de, nu știu, au achiziționat tot felul de produse. Având bani, având bani economisiți. Sunt bani în piață. Bun, unde ar trebui să, ce ar trebui să facem cu banii? Să spunem că deținem niște bani. Sunt moneda autohtonă sau valută, indiferent de natura ei. În ce să economisim? Păi, depind, sunt mai multe lucruri de care depinde răspunsul la această întrebare. Ce pot să vă zic e că nu există o rețetă general valabilă. Pentru că depinde așa, depinde de obiectivul pentru care economisim. Sau pentru care investim. Investim ca să ce? Și asta e întrebarea la care de cele mai multe ori nu primez răspuns. Pentru că sunt întrebat, ok, în ce să investesc? Bun, vrei să investești, cu ce scop? Ca să își dezvolte, nu știu, averea, unii să trăiască decent, păi asta zic. Mai bine decât ieri. Într-un fel investești mai bine, dacă scopul... Mai bine cunoașteți genul de investitor din România. Fiindcă, o dată, modelul de antreprenoriat pe care îl dați propriilor elevi, da, luat din practică, nu din teorie, după cum spuneam, ne poate ajuta și pe noi să înțelegem vremurile sunt bune pentru ce anume. Unii vorbesc despre agricultură. Să cumperi teren, să cumperi pământ, să începi să lucrezi tu împreună cu alții. Depinde de mai multe, aspecte. Depinde, în primul rând, exact cum ziceam înainte, de obiectivul pentru care investești. Ok, dacă vrei să investești, să ai o pensie liniștită, da? Ai anumite instrumente prin care o poți face. Dacă ești dispus să riști, sunt cu totul alte instrumente, dacă vrei doar speculă. Mai sunt vremuri de riscat? Nu sunt prea riscante vremurile ca să mai riscăm și noi? Nu știu, fiecare are o apetență la risc mai mică sau mai mare. Eu, de exemplu, mă îndrept spre riscul mediu. Adică n-am mers nici pe instrumente care îți aduc un randament mic, dar sunt 100% sigure. N-am mers nici pe instrumente foarte riscante care îți pot aduce un randament mare. Și eu personal, nu zic că asta e calea de urmat, am ales varianta de mijloc. Există și varianta cu risc zero sau aproape zero și randament mic și o recomand pe asta celor care nu fac nimic în momentul de față. Și aici avem trei instrumente principale sau poate chiar patru. Avem odată depozitul bancar. Dobânda e foarte mic. Vă bate joc de noi? Nu. Nu. Adică ei își bat joc de noi. Da, ideea e în felul următor. Eu nu recomand depozitul bancar ca alternativă de investiție, da? Nici măcar ca alternativă de economisire, pentru că inflația este mult peste dobândă. Exact, depui 1000 de lei și te trezești la sfârșitul anului că de fapt iei vreo 800 de lei. Dar că sunt practic sumele pe care ți le oprește banca pentru administrarea contului, și... iar pe de altă parte, inflația de 10% care a fost anunțată de Institutul Național de Statistică zilele trecute, prin generează pierdere așa, de la sine. Da, dar dacă banii ăia îi cheltui oricum, între a cheltui banii pe televizor, pe telefon nou sau pe altceva... Deci astea chiar sunt cheltuieli, nu sunt investiții. Ai pune deoparte... Da, dacă nu vrei să treci un pic la nivelul următor, și o să dau două exemple care sunt la îndemâna noastră a tuturor, atunci, da, e o variantă. Dacă știi că nu poți sta cu banii ăia în casă, și că tendința e să umbli acolo la saltea sau la ciorap și să cheltui tot ce ai, ok, scoate-i din casă și pune-i acolo. Într-adevăr, trebuie să te uiți măcar să nu plătești din comisioane mai mult decât e din dobânzi. Astea sunt de acord. Bun, a doua variantă ar fi numerar într-o monedă străină. Pentru că aici sunt două aspecte. Pe de o parte, dacă ai banii în euro, cel puțin evoluția cursului de schimb acoperă parte din rata inflației și, în al doilea rând, sunt mai greu de cheltuit. Da, comisioanele de retragere sunt pe măsură. Ai cel puțin 2% în momentul în care retragi
Să zicem, nu ai depozit, ai un cont. Nu, eu vorbesc, acum valuta. Vorbesc de a ține numerar în casă. De a ține la saltea, cum exact. Se spune. Bun. Da, pentru că în momentul ăsta e bine să ai și tu oarece rezervă la care să ai acces suficient de ușor cât să nu intri în dificultate, dar suficient de greu cât să nu-i cheltui pe nimic. Pentru că ce facem? Vorbeam de un profesor informal înainte de întâlnirea noastră, aici în fața telespectatorilor, despre faptul că s-a tipărit o masă uriașă. O masă uriașă de bani care nu, de fapt, nu mai au acoperire în aur. Și în momentul în care există inflația asta uriașă, da, tu inflate, arunci pe piață o sumă de bani care, de fapt, nu are acoperire, in facto, automat, banii își pierd din valoare. Corect. Ce cumperi astăzi cu 100 de euro, puteai să cumperi, să zicem, în urmă cu... Ai putea peste un an de zile să cumperi jumătate din acel produs. Da. Ideea este în felul următor. Cantitatea de bunuri și servicii din economie întotdeauna e egală cu cantitatea de bani. Ori dacă tu crești cantitatea de bani fără să crești și volumul producției, atunci e normal că prețurile vor crește generalizat. Și o să dau un exemplu cât se poate de simplu ca să înțelegem. Hai să presupunem că toată lumea din redacția dumneavoastră are câte un leu la el. Nu mai mult, nu mai puțin. Toți aveți câte un leu. Și eu am un pix de vânzare. E clar că o să vând pixul ăla cu un leu. Da? Dar dacă aș ști că dumneavoastră sau altcineva din redacție avem de două are 2 lei sau are 3 lei sau are 5 lei, atunci o să încerc să obțin pe pixul ăla un leu și jumătate sau poate chiar 2 lei. Da? Așa se întâmplă. Ne mai cheltuind în perioada pandemiei, pentru că n-am avut pe ce, exact cum ziceați la început, s-au acumulat niște bani în piață. Și atunci, cantitatea de bunuri și servicii rămânând aceeași, era normal, mă rog, era normal, nu era normal, dar așa sunt legile economice. E naturală această modificare? Da. Sau este artificial creată? E o combinație între natural și artificial. Adică oamenii știau că sunt bani, oamenii responsabili, da, știau că sunt bani în piață și e cumva, era cumva de așteptat să se scumpească toate. Viața. Nu mă așteptam să fie la nivelul la care e acum, amplificat și de ce se întâmplă prin Ucraina și nu numai. Dar soluția, adică soluția, efectul acesta cu scumpirii în masă era cumva de așteptat. Aurul sau criptomonedele sunt niște soluții? Depinde. Și nu mă refer pe de a economisi, nu știu, 1000 de lei, 2000 de lei pe lună. Mă refer la cei care au posibilitatea, au foarte mult cash, rezultat în urma unor afaceri corecte, ok, nu am spus ilicite, afaceri corecte, și au foarte mult, foarte mulți bani în conturi, în propriile conturi, neavând în ce a investi, adică ei se gândesc, ei sunt mult mai rezervați în perioada asta să investească, mă refer la niște oameni de afaceri. Și se gândesc, bă, nu mai pot investi nici în imobiliare, că nu știu care este cursul acestor afaceri. Nu pot să investesc în agricultură, că poate nu știu, nu mă da, pricep. Da, poate nu mă pricep da? La agricultură. Și atunci, ce să cumpăr eu, astfel încât nu neapărat să câștig, dar să nu se piardă peste un an de zile sau peste 2 ani de zile, când să spunem noi, sperăm să se termine cu această nebuloasă. Păi, pentru conservarea averii, aurul e o variantă. Cu mențiunea că ar trebui să ne gândim și la aspectele care țin de securitate. Dacă nu poți să ai, nu știu, cantități... Nu, să presupunem că ele vor fi depozitate în safe-ul băncii naționale. În cazul ăsta plătești ceva comision. Și atunci ar putea să nu mai fie neapărat rentabil. Mai e o variantă pe care am folosit-o și eu la un moment dat. Sau casete de valori într-o bancă unde sumele de administrare nu sunt atât de mari. Mai există varianta fondurilor care replică prețul aurului. Adică să nu cumperi efectiv aur, ci doar să cumperi cumva virtual și acel fond fluctuează. Deci, practic, să nu vezi lingoul. Exact, să nu vezi lingoul. Să nu-l poți atinge. Bine, pe de altă parte, și dacă îl ții într-o bancă, nu-l vezi, doar știi că l-ai acolo. Poate banca între timp face diverse operații. Cum se întâmplă cu aurul care a plecat acum la Londra. Exact, cu aurul respectiv. Știi că l-ai, dar nu știi dacă îl mai ai, de fapt. Tot aici, tot la conservarea averii, se încadrează și colecțiile. Da, nu știu. Un tablou. Numismatice de artă. Exact, un tablou sau orice înseamnă artă. Sau, dacă vreți, în zona asta auto, o mașină de colecție. Nu mă pricep. Ceasuri. Mod... Ceasuri, tablouri, sculpturi și așa mai departe. Faptul că cineva dă milioane de euro pe un tablou nu e neapărat pentru că îi place arta.
Pentru că dacă am luat un pictor bun și ar replica același tablou 1 la 1, copia nu se va vinde cu suma aia. Da? E clar că tabloul ăla e cumpărat pentru ceea ce înseamnă el ca și concept. Da? Valoarea lui nu e dată neapărat de, nu știu, pânză și ce e pe pânză, ci de cine a pictat tabloul ăla și cum e el perceput în piață. Hai să excludem posibilitatea de a investi în sume uriașe. Noi, ăia au consultanții financiari, au economiști pe lângă ei, sunt oameni care îi sfătuiesc ce să facă cu milioanele sau cu zecele de milioane sau poate chiar cu miliardele. Noi vorbim, ne adresăm ploieșteanului sau prahoveanului de condiție materială medie, care rămân, oamenii ăștia rămân, să zicem, cu 2-3 mii de lei la sfârșitul unei luni. Tragi dinții, vezi venituri, cheltuieli, reduci din cheltuieli, automat poți economisi ceva mai mult ca până în luna precedentă. Și se strâng, nu știu, 600, 500, 600 de euro în plus față de luna precedentă. Ce să faci cu acei bani astfel încât la sfârșitul acestei veri să te trezești că sumele respective pot acoperi măcar aceeași cantitate de bunuri și produse? Păi, sunt cel puțin trei variante pe care le văd așa la cald. Prima variantă ar fi obligațiunile. Obligațiunile sunt niște titluri de valoare care atestă că ai împrumutat o firmă cu o sumă de bani. Sau statul român, dacă face o asemenea emisie. Am omis statul român din discuție pentru că dobânzile oferite de stat se învârt undeva pe la 5% și e sub rata inflației. Da? Bun. Obligațiunile sunt în piața din România, cel puțin 6 obligațiuni de la 6 firme care oferă 10% pe an cupon, randament al obligațiunii. Și atunci, măcar așa, am acoperit partea de inflație. Da? Am acoperit devalorizarea. Da. Mai mult decât atât, obligațiunile astea fiind tranzacționabile la bursă, dacă avem nevoie de bani, putem debloca banii relativ ușor. Pe când dacă aș fi împrumutat statul, un an, n-aș fi avut acces la bani sub nicio formă. Asta e una din variante cu risc destul de mic. Atenție, nu zero, pentru că o firmă poate da faliment, dar dacă ai cumpărat 10 obligațiuni, nu cred că o să dea toate 10 firmele, mai ales dacă sunt din domeniul diferit. Deci să nu ții coș, ouăle în același coș. Absolut, absolut. Asta odată. În al doilea rând, mai sunt ceea ce se numește acele ETF-uri de acțiuni. Da? Firmele emit acțiuni care se tranzacționează pe bursa de valori. Sau hai să dau un exemplu. Cred că ați prins mașinile de înghețată de la Poșta Mare, da? Cu manetă și... Da. Ok. Acolo aveam două arome. Vanilie, ciocolată și mai aveam un buton cu asortată la mijloc și ne punea din amândouă. Imaginați-vă o mașină de-astea de înghețată cu 10 arome. Și o înghețată ar fi 5 lei. Eu n-am bani să-mi cumpăr 10 înghețate ca să mi-ar trebui 50 de lei. Pe varianta de cele mai și atunci merg pe varianta de asortat, da? Și dau 5 lei și privesc o înghețată cu o combinație între cele 10 arome. Nu știu dacă s-o putea... Bun, și cum s-ar traduce în ca exemplu pentru cei care doresc să facă un... Păi, au două variante. Fie apelează la ceea ce se numesc fonduri mutuale. Da? Sunt persoane, manageri de fond, persoane sau instituții care fac această selecție de arome, dacă vreți. Uh-huh. Da? Și tu ai o sumă pe care... Cât de serioase sunt astfel de fonduri? Fiindcă noi ne-am cam fript. Da. Nu suntem singuri și americanii s-au fript. Și teoretic ar trebui să fie mai bine pregătiți, da, mult mai evoluați. Da, sunt capitaliști de atâția ani de zile. Noi de-abia am pășit pe acest teren fragil. Ideea e următoarea. Dacă ceva este prea bun să fie adevărat, înseamnă că nu e adevărat. Da? Sunt bănci, sunt instituții financiare de la noi din piață foarte credibile, mă refer la bănci din astea din top 3, da? Care au genul ăsta de fonduri mutuale. Pui o sumă constant lunar, că atenție, eu nu văd investițiile ca pe un sprint, ci mai degrabă ca pe o cursă de tip maraton, da? Pui o sumă lunar, 300 de lei, să zicem, da? De 300 de lei tu primești niște unități de fond, nu primești acțiunile efectiv, ci primești fracții din acțiunile respective. Dezavantajul ăstora este că acei administratori de fonduri percep niște comisioane. Da? Și atunci randamentul e un pic mai mic decât dacă ai face același lucru pe cont propriu. Și a treia variantă pe care o avem la îndemână, este să cumpărăm efectiv acțiuni. Ne uităm, ok, ce firme sunt incluse în acel indice. Avem indicele BET la Bursa de Valori. Sunt 19 firme
românești destul de cunoscute. Nu dăm nume ca să nu facem reclamă. Nu e vorba de reclamă. Puteți dați numele. Mă rog, din... Cele mai tranzacționate firme în acest moment? Banca Transilvania, Petrom. Acțiunile căror firme, de fapt, nu firmele sunt tranzacționate. Banca Transilvania, Petrom, Nucleară Electrica, Transgaz, Compet, că e aici la noi, Alro și așa mai departe. Da? Sunt 19 firme. Alro tot. Mai funcționează? El nu, am înțeles că lucrează la 60% din capacitate, avarie, ceva poate, de genul. Dar să știți că acțiunile au revenit la nivelul dinainte de declanșarea războiului din Ucraina. A fost o perioadă în 7 martie când au scăzut drastic, pentru că au început să apară sancțiunile pentru Rusia și ăsta are ceva acționariat rusesc, dar acum și-au revenit la nivelul de dinainte. Ați observat care a fost evoluția rublei în ultimele 30 de zile? Cât de mult s-a întărit rubla în raport cu dolarul? Și o să mai fie dacă se dacă va... Dacă tranzacțiile eventuale exact, pentru... Exact, se va decide exact, să se plătească energie, se vor... Da, exact. Cam așa a fost și cu acțiunile, să știți. În data de 7 martie a fost cu sânge, cum îmi place mie să zic. Bursa a scăzut foarte mult pentru că oamenii s-au speriat și au început să vândă. Alt aspect în investiții. Dacă ai ales să investești, rămâi pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru că dacă ieși la prima senzație avarie, de panică, da? Pierzi niște bani. Apoi dacă intri înapoi când lucrurile sunt bine, iar pierzi niște bani. Da? E cel mai bine să investești sume mici pe, în mod constant pe termen lung. Da. Pentru că dacă ai prins, nu știu, ai 300 de lei, da? Și ai prins o acțiune cu 100 de lei, poți să cumperi 3 acțiuni. Dacă acțiunea scade, de aceiași 300 de lei cumperi mai multe, cumperi 4 sau poate cumperi 5. Atunci când piața își va reveni, tu per total vei sta mai bine. Dacă tu te sperii și vinzi și după aia intri iar când își revine prețul, practic ai ratat o dar oportunitate. Dar spuneți-mi, este o perioadă speculativă? Este. Pentru cine? Pentru cine are informații categorică în primul rând? Pentru băieții deștepți, cum îmi place mie să zic. Ideea e așa, am tot folosit metafore. Investițiile la bursă sunt ca mersul la Sinaia. Dacă te duci la Sinaia vineri seara sau sâmbătă dimineața, ești faci 4 ore, da? În cazul fericit, pentru că toată lumea se duce la Sinaia. Dacă te duci la Sinaia marți, eventual pe seară, ajungi în 50 de minute. Ei, și în investiții e cam la fel. Ar trebui să procedezi pe dos decât majoritatea. Dacă auzi de o oportunitate de la vecinul de bloc sau de la, nu știu, colegul de serviciu și nu lucrați la bancă, deja aia nu mai e oportunitate pentru tine. A fost pentru cel care a avut informația la prima mână. După aia, pentru noi, ideea e așa, la investițiile, că tot vorbeam de cripto, scrie mare acolo, 80% din investitori pierd bani folosind această metodă. Și atunci întrebarea mea este, ce știi tu sau ce faci tu ca să te plasezi în rândul celor 20%? Pentru că dacă răspunsul e nimic, cel mai probabil vei fi în rândul celor 80%. Mai bine stai deoparte. Mai bine investești în ceea ce înțelegi. Da? Înțelegi cum funcționează obligațiunile? Ok, investești în obligațiuni. Înțelegi cum funcționează titlurile de stat? Că, apropo, statul e un gestionar prost. Se poate investi și cred că este o perioadă bună, nu numai în România, în energie verde. Da? Problema este, avem capacitatea de a stoca, capacitatea de a produce noi în acest domeniu, nu cumva este o nișă unde este o bătălie acerbă între China, probabil că cel mai mare producător de componente în domeniu, și vestul, nu știu, și Occident? Dar nu cred că ar trebui să fim specialiști în fizică sau să putem să răspundem la întrebările astea legate de capacitate pentru a putea investi acolo. Că, atenție, eu am acțiuni cumpărate la firme la care nu înțeleg neapărat cu ce se ocupă. Da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu 100% specialist, pentru că eu nu fac speculă cu acțiuni. Eu le țin acolo pe termen lung. Și există în investițiile la bursă, există ceea ce se numește preț mediu de achiziție. Am cumpărat luna asta o acțiune cu 10 lei. După aia mai cumpăr una viitoare, că a mai scăzut un pic, mai cumpăr una cu 8 lei. Costul meu de achiziție a coborât la 9 lei, da? 10 plus 8 împărțit la 2. Și atunci, dacă investesc pe termen lung, lucrurile sunt simple. Mă raportez la acel cost și când scade sub
cumpăr, când crește peste, vând. Ce ar trebui să stabilesc? Ar trebui să stabilesc procentul până la care sunt dispus să aștept să cumpăr sau să vând. Că e clar că nu pot să vând la orice scădere de 5 la, creștere de 5%, dar nici nu pot să aștept să crească 100%, că s-ar putea să nu se întâmple. Și... Aveți traducerea unor fapte sociale, cotidiene. Exemplul creșterii prețurilor la carburanți. Avem 9 lei la motorina superioară, 8 lei 40, mai mult sau mai puțin la cea standard. Iar la benzină, paradoxal, mult mai jos decât motorina superioară. Dom'le, totuși mijloace de transport în comun, unele dintre ele mai risite, igienizate, noi, da? Nu sunt pline la anumite ore. Mă refer la orele de trafic intens, rush hour, da? Totuși, nu vezi că s-a aerisit traficul rutier în oraș. Dom'le, care e explicația? Adică a ajuns la o creștere fără istoric, carburantul, și totuși străzile sunt pline de mașini. Da, sunt bunuri cu cerere elastică și cu cerere inelastică. Da? Sunt bunuri a căror cerere fluctuează în funcție de preț, și atunci când prețul crește, cererea scade și invers, dar sunt bunuri, cum e și pâinea, de exemplu, cu cerere inelastică, adică oricât s-ar scumpi pâinea, da, vom trece pe mămăligă unii dintre noi, dar tot se va vinde. Cam așa e și cu combustibilul și cu energia electrică. Pentru că dacă ți-ar fi scumpit ceasurile, de exemplu, aș fi zis ok. Foarte bine, că oricum nu cumpăram ceasuri, da? Poate erau afectați cei câțiva care făceau asta. Sau telefoanele mobile. Sau telefoanele mobile. Dar scumpindu-se combustibilii, curentul, gazele și așa mai departe, suntem afectați toți. Da? A mai scăzut cererea, dar nu atât de mult. Adică au crescut prețurile cam cu, nu știu, 30-40%, da? La carburant, da. Asta nu înseamnă că facem neapărat cu 30-40% mai puțin kilometri, deși o scădere s-a sesizat. Poate nu mai plecăm, nu știu, atât de des pe cât plecam înainte, că ne uităm și la motorină. Dar dacă suntem obișnuiți cu un anumit confort, să facem naveta cu mașina la serviciu singur în mașină, o vom face. Bine, drumurile în România oricum nu vor fi în scurtă perioadă de timp, de fapt nu, mă gândesc la 10 de ani de zile de aici încolo, nu vor fi suficiente pentru numărul de mașini matriculate în România. Întotdeauna mi se va părea aglomerată strada, indiferent da, că de consumul de carburant. Dacă aveam nu știu câte mii de kilometri de autostradă care să străbată țara în un și alt, probabil că s-ar fi văzut în monitorizare și contorizare trafic rutier pe, nu știu, pe autostrăzi. Dar cât timp șosele vor fi înghesuite, tot ni se va părea că este aglomerat, iar străzile din Ploiești, care nu sunt niște bulevarde cu 6 benzi sau cu 8 benzi, cum sunt unele prin Brașov sau prin alte orașe mari ale României, vor arăta tot așa că sunt aglomerate, cel puțin în prima parte a zilei când duci copiii la școală sau pleacă oamenii la serviciu și după amiaza când se întâmplă. Mie groază să, adică eu aștept totuși sărbătorile de iarnă. Știți acele zile dinaintea sărbătorilor de iarnă când lumea parcă nebuni și toate magazinele sunt asediate și curățate de orice cadou așa, e, asta mi se pare că se va întâmpla și în această săptămână. Este marți astăzi, probabil că de joi, iar începe marea curățenie a magazinului. Da. Și încă o dată, apropo de obicei de consum, dom'le, suntem totuși fruntași la aruncat mâncarea. Noi cumpărăm automat, de fapt, de foarte mulți ani de zile și sunt studii, mai multă mâncare decât putem consuma. Ce generează chestia asta, foamea asta neobișnuită a românului? La noi e și o chestie de mental colectiv. Noi eu am prins-o prea puțin. Am trăit o perioadă când nu se găsea mai nimic. Și atunci când prindeam, luam tot ce prindeam ca să fie. Discut cu oamenii care au prins acele perioade și întreb, ok, dar de ce mai țineți bibelourile astea în casă? Cai ăștia, pește ăștia. Nici eu nu pot convinge pe maică să anunță la peștele de sticlă, la un mileu pe care îl știu eu de 40 ceva de ani, la o fructieră cu niște, așa zise, fructe din plastic și alte... Și am primit un răspuns care m-a pus pe gânduri. Pentru că pe vremea aia, dacă n-aveai astea, n-aveai nimic. Uh-huh. Dar asta,
asta puteai să cumperi. Și ei cumpărau orice. Și s-a menținut. Și dumneavoastră la curățenie de azi cu peria cu pieptenul pe la ciucurile covorului? Nu am. Sau stăteați la coadă la Petrosin, la Cina, pe Andrei Mureșanu? Singura chestie pe care mi-aduc aminte e că stăteam la coadă la kilometru 6 la benzină și împingeam mașina. Da, și acum la taximetriș că mai fac chestia asta. I-ați observat? Da. Că da, în momentul în care pleacă unul din coloană, ceilalți împing mașina. Pornesc. Da, e o chestie de mental colectiv asta cu... Deci, practic, noi aruncăm atâta mâncare fiindcă obișnuiți cu sărăcia și noi cu lipsurile. Noi cumpărăm să fie. Cumpărăm să fie, chiar dacă se alterează foarte repede alimentele. Și, practic, ajungem să le aruncăm la coș, nu? Păi, discutam... Și ușor putem modifica acest comportament compulsiv? Doar constrânși cumva din exterior. Sau de la generație la generație? Altă educație, altă mentalitate? Păi, altă educație de unde? Dacă eu asta văd în casă, asta voi face și eu la mine când voi fi la casa mea. Singurul mod în care, mă rog, sunt două moduri. Ori să conștientizăm treaba asta și să zicem, ok, nu mai cumpărăm trei, că ne ajung două, da? Uite și la pâine. Da? Sau varianta să fim constrânși. Exact cum se întâmplă acum. Ok, nu mai pune atât de mult ulei, că s-a făcut 9 lei. Hai, lasă, mai facem și la grill sau mai facem și, nu știu, altă variantă. Adică să gătim poate mai sănătos. Da, uite, asta e o variantă. Poate nu mai mâncăm atâta pâine, că oricum nu e bună. Ne văităm că s-a scumpit uleiul. Ok, hai să folosim mai puțin, că ne face bine și din punct de vedere a sănătății. Adică putem să transformăm neajunsurile în niște... nu știu, aturi. Și cu motorina. Ploiești e un oraș mic. Da? Ploiești e un oraș... Hai, domne, să fim serioși. Cei care stau în Albe nu se pot deplasa pe jos la Shopping City? Nu. Până nu-ți etalezi frumusețe de mașină într-un loc mai apropiat de o intrare în mall. Deși e uriașă parcarea aia acolo, da? E ai putea să o lua și mai e acolo. E greu cum mersi pe jos. Da, să rotezi eventual pe ce rând ești în ce sector. Dar până n-ai băgat-o cu botul în parcare, eventual pe un loc de handicapați, nu ești român. Bun, azi eu vă mulțumesc, domnul profesor, pentru sfaturile pe care le-ați dat și pentru punctul de vedere pe care le-ați prezentat celor care ne-au urmărit la această oră. Vă urez atât succes atât în cariera de pedagog, fiindcă o faceți foarte mișto, din cel puțin ce am văzut pe pagina de Facebook a dumneavoastră, cât și în de mare iubitor al fotbalului, poetul din peluză, vă găsește lumea mai ușor dacă dă search pe Google, și în activitatea de antreprenor de la Anticafe Experience. Anticafe Experience. Bun, fere. Eu vă mulțumesc, Liviu Drăghici, și profesor de științe economice, pedagog la Liceul Economic Virgil Magiaru din Ploiești, a fost alături de mine în premieră în 30 de ani de televiziune aici la A Patra Putere. Vă mulțumesc, ne vedem mâine seară, doamnelor și domnilor. Multă sănătate și să ne vedem în pace. La revedere!